am fi copii de 4 ani. Păi știi că aici ai dreptate, dar chiar suntem niște copii de 4 ani. Și care este motivul de divorț? Spune, ca să înțeleg încă o dată. Bine, uite, ne despărțim de comun dezacord, da? Când m-am însurat cu tine, că dacă mă însur cu un înger, acum... Adică tot ăsta e motivul de divorț? Spune, păi spune-o dată. Nu, știi ce? Uite, credeam că eu sunt în căutarea dragostei. Și acum tot ce pot să spun este că vreau să fug de ea! Divorțul. Divorțul este o dezvirginare mentală. La divorț facem pe indiferenții, curând după aceea vine clipa îngrozitoare. Realizând că a trecut de la frumoasa din pădurea adormită la nu vom îmbătrâni niciodată unul lângă altul. Adio amintiri încântătoare, adio poze adorabile, adio poreclă încântătoare, adio bla 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 bla. În jurul lor, oamenii vor continua să trăiască. Am o idee care îmi frământă mintea, o întrebare de fapt și vreau să vă pun și vouă. Să vă pun și vouă, mă rog, să vă... Mă înțeles. De ce dracu nu vine nimeni la divorț? Sunt aceiași nenorociți. Ca la căsnicii sunt aceiași, numai că în altă situație. Zău! La căsătorie mă simțeam înconjurat de toți prieteni, erau toți prietenii mei alături de mine. Iar la ziua divorțului m-am simțit incredibil de singur, absolut singur. Și nu e corect, de ce? Unde sunt toți, unde erau, ce să zic eu, martori, domnișoare de onoare, prieteni matoliți care să mă bată pe spate, să-mi vomite pe piept, să spună, casă de piatră, Unde sunt toate astea, nu știu, nu tu flori, nu tu coroane, în lipsa orezului aș prefera să arunce cu orice altceva în mine, nu știu, cu pila. Știu eu, cu ouă clocite, cu roșii stricate, cu orice altceva. Nu, este incredibil. Unde sunt toți prietenii aia care mâncau pișcoturi tâmpite și beau șampanie proastă din pahare de plastic într-o primărie la 8 dimineața? Erau prietenii tăi, nu? Nu erau, niciunul. Acum nimeni nu era, absolut nimeni. Eu cred că ar trebui să fie invers de tot, adică să te însori de unul singur și să divorțezi cu sprijinul tuturor prietenilor. Cred. E bună asta, dar ți-a trebuit mult timp să înțelegi că nu te-ai căsătorit pentru tine. Da. Vă spun eu astăzi, ne căsătorim ca să ne zâcrim prietenii, să ne mulțumim părinții. Vă spun eu, 10 nunți din toate din 10 nu sunt decât niște pași obligatori. Și cum ne căsătorim? Cum mergem la carne pe auto. Nu mai da. La bacalaureat, adică... Căsătoria este modalitatea sigură în a face de căcat o dragoste adevărată. Sigur? Alice, da? Am vorbit și cu tine. Da. Generația noastră este mult prea superficială pentru a fi căsătorită. Oamenii se căsătoresc așa cum merg la McDonald's. Votare, la plasă. Divorțul nu este niciodată ușor. Cei care au făcut-o. Știu.